În de după botezul Domnului, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba Parastasului în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. La slujbă a participat și medicul Camelia Mihaela Smicală, împreună cu cei doi copii. Dumnezeu nu ne lasă singuri în suferință, le-a spus ierarhul celor prezenți. Ne aducem aminte cu durere, cu mare durere, ne aducem aminte că după ce a fost separată camelia de copilă și la scurtă vreme au fost interzise și vizitele la copilași, nu a mai putut avea acces o vreme camelia la copii, ei înșiși Mihai și Maria au fost despărțiți o vreme unei de alții și chiar dacă suntem uneori la marginea nădejdii sau dincolo de ea, trebuie să avem inimile sus, fiindcă Dumnezeu este prezent și este mai prezent în suferință și în încercare decât atunci când suntem împliniți și bucuroși. Îi simțim ajutorul lui, el nu ne abandonează, el nu ne lasă singuri, însă trebuie să dăm și noi dovadă de solidaritate, fiindcă nici noi, frații și surorile din Episcopia Europei de Nord, nu i-am lăsat singuri pe Camelia, pe Iohan Mihail și pe Maria Alexandra. Eu vă mulțumesc personal tuturor. În primul rând mulțumesc lui Dumnezeu. Să știți că mulțumesc și celor din țară. Slavă Domnului că s-a terminat. Acum doi ani de zile eram aici, cam tot pe vremea asta și eram deznădăjduită. Ce-am învățat eu din toată povestea asta și vreau să vă spun uh, cea mai mare e ascultarea. Dacă faci ascultare de duhovnic, orice aș fi făcut eu, eu personal, mă refer la mine, și oricât m-aș fi zbătut, numai ascultarea de duhovnic m-a adus în clipa aceasta aici. La final, copiii prezenți au primit dulciuri din partea ierarhului. Mâine, preasfințitul părinte episcop Macarie va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Veicșo, Suedia.